Timp de 4 zile, din 7 până în 10 iunie, peste 6.800 de fermieri au trecut pragul expoziției în câmp Agriplanta, ediția 2012. Loturi demonstrative, întâlniri cu furnizorii de inputuri pentru agricultură, demonstrații cu mașini agricole. Toate acestea au făcut ca numărul vizitatorilor să crească cu 25% față de ediția anterioară a evenimentului. Venit pentru prima dată la Agriplanta, un fermier din județul Dolj a fost plăcut surprins de parcul de utilaje agricole. Foarte ok. Ați mai fost și anul anterior? Nu, e primul an care vin. Foarte multe utilaje performante. Acum, prețurile sunt foarte sus. Și finanțare? Depinde. Finanțare cam mică. Deci foarte, foarte scăzută. Mai mult pe legumicultură suntem. Și de-aia vrem să luăm un utilaj, vreau un utilaj mic. Deci un tractor pentru legumicultură, pentru solarii. Și acum am rămas, am luat câteva oferte de la băieți, să rămână să discutăm. Alți agricultori cu mai multă experiență în participarea la acest gen de evenimente au făcut și o scurtă comparație. Începe să fie mai puternică decât cea de la Lilieci. Dacă fuzionează, ar fi și mai bine. Îi găsim pe toți într-un loc și venim o dată, nu mai venim de două ori. Am fost și la prima expoziție care a fost anul trecut, în prima dată. Da, am fost. Acum parcă se cunoaște că al doilea an. E mai aranjată, mai multe firme. Atenția, în mod deosebit, ce ne interesează pe fiecare. Noi soiuri de plante, ce e nou, la utilaje la fel, cu ce a mai apărut ceva nou, ca să știm că atunci când ne facem socotele, planurile de viitor, să știm cu ce semințe mergem, să știm cu ce utilaje lucrăm. Atenția asupra fiecărui sector al expoziției, vizitatorii au observat și evoluția culturilor din loturile demonstrative. Loturile demonstrative sunt bune. Să știți că și culturile noastre în câmp, cel puțin astea care le-am semănat în primăvară și le recoltăm în toamnă, sunt tot așa de bune. Deci și noi suntem lângă ei, sau poate chiar stăm și mai bine decât ei. Deci nu numai la loturile demonstrative, și în fermele noastre culturile sunt foarte bune. Starea culturilor de câmp la acea dată i-a determinat pe unii dintre aceștia să fie pesimiști cu privire la recoltele acestui an. La cele care le-am pus asta toamnă și le vom recolta acum, nu este ce a fost anul trecut, este o pierdere. 50-60, depinde și cum a lucrat fiecare. Și în câte o zonă a mai venit câte o bură de ploaie, în altă parte n-a venit nimic, s-au mai întâmplat și chestii de astea. Deci culturile de anul trecut, 50-60, maximum 70% din ce a fost anul trecut. Deci e o pierdere. La astelalte le-am pus în primăvară, sunt foarte bune. Până în momentul de față. Încercăm să le facem foarte, foarte bune, poate mai recuperăm din paguva la astelalte. Dată fiind secțiunea AgriKids din cadrul Agriplanta, fermierii au putut participa la expoziție împreună cu soțiile și copiii. Cei mici s-au bucurat din plin de o zi cu soare în aer liber. Interesant, cu toți copiii după noi. Ce v-a adus la Agriplanta? Soțul se ocupă cu agricultura și noi am venit în vizită și am luat și copiii cu noi. Au participat la, nu se mai poate, atâta a ajuns energia noastră astăzi. Ți-a plăcut la expoziție? Da! Ce ai văzut tu aici și ți-a plăcut cel mai mult? Tractorul pe care te-a suit, Adi. Da! Te-ai urcat în tractor? Da! Cum a fost? Frumos! Și cum în câmp se vede puterea și eficiența, fermierii au ajuns și la parcul cu tractoare și utilaje de ultimă oră pentru a afla noi informații despre tehnica agricolă, dar și interesați de achiziționarea acestora. Fermier, dar mai micuț așa, după câte se vede, chiar dacă am vârsta cărună, dar mai micuț așa. Și căutam un tractoraj de ăsta mai... dă-mi-l joc. Cam scump e la puterea noastră, dar... să sperăm că ne mai ajută și guvernul cu banii lor, mai noi cu ce îmi scoate pe producție și ajunge să intrăm în filieră așa, să ne înfiletăm în activitatea asta agricolă. Am căutat un tractor, n-a mai mers rabla noastră ca să o schimbăm, numai cu bani cash. Sau, eu îmi face și poște, dar în timp, ne mai trebuie timp și sănătate. E totul nou, e tehnică nouă. Numai noi suntem depășiți un pic vârsta, cu ce avem, cu ce am rămas. Mai moștenim și vechituri, tragem de ele în continuare. Asta ne e puterea de cumpărare. Ce să facem? Ne place. Bravo lor, au făcut un lucru bun, frumos. Ce să așteptăm de la ei? Ne-ar lua în brațe, dar noi nu putem să... n-avem finanțe. Impresionați de amploarea expoziției, agricultorii au promis că vor reveni și la edițiile viitoare. Super! E prima oară pentru când vin, sunt fascinat. În fiecare an apare câte ceva,
piața e foarte largă, avem de unde alege. Agriplanta 2012, o ediție de succes, am putea spune. De la cei mai mici vizitatori până la marii fermieri, autorități și specialiști, cu toții ne-am bucurat de zile însorite și activități agricole interesante la expoziția de la Fundulea, județul Călăraș.